Prefectura Suceava a anunțat că săptămâna trecută numărul de examinări la proba de traseu s-a triplat săptămâna trecută în condițiile în care au fost 16 examinatori din alte zone ale țării. Astfel, potrivit directorului de cabinet al prefectului de Suceava, Emil Țehaniuc, în contextul eforturilor depuse în vederea desfășurării unei activități la parametri cât mai apropiați de cei normali, săptămâna trecută examinatorii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea vehiculelor Suceava au beneficiat de sprijinul unor colegi de la structură similare din țară, un examinator de la București, 8 de la Bacău și 7 de la Vaslui. În aceste condiții a fost posibilă examinarea la proba de traseu a unui număr de 689 de candidați față de o medie de circa 200 de candidați pe săptămână care se înregistrează în mod curent, a precizat Țehaniuc. Reamintim că din cauza lipsei de examinator, circa 6.000 de candidați pentru obținerea permisului de conducere așteaptă să fie examinați pentru proba de traseu, iar perioada între proba teoretică și cea practică este de aproximativ jumătate de an.